Я Густава, по мама мне сад. Сад у друца, район Орешка. Unde soțul a parcat mașina, pot să vă arăt prin fotografii, că altfel nu pot să vă dovedesc nimic. Le poartă la verișoara lui mama mea, deoarece, mă rog, în sat, îs drumurile ca în sat. După care au trecut poliția de patrulare cu jocarul Lilian și proțul Dragoș. Și l-a ieșit mâinile lui soțul. Ia că mașina a fost parcată. Ia că aici și ea. Se vede trasa centrală, unde se... Dar e și un maidan liber, da? E teren, spațiu public, dar e și eu considerat că e teren verde, nu, spațiu nu, verde nu. Sau ce fac. Eu de ce au avut pretenții că de ce s-o parcă? Ei s-o adus, s-o mers înainte, s-o întors înapoi, l-o șit, întrebându-l, impunându-l să sufle, unde soțul a refuzat, că el nu era la volan, el s-o dus după lucruri. Înțeles. Unii cu jocarul Lilian l-a șit și spune așa, te-ai suit în mașină, dacă noi îți punem la ruși nici nu. L-a izghit în Canarei, că ea că este mașina la patrulare. După care, proțul Dragoș, luându-i lucrurile de mână, s-a suit la volanul busului, care era luat de la cumătrii, și s-a dus la parcare. L-a ținut soțul undeva vreo 20 minute la intrare, la ieșire din satul Druță. L-a ținut. După care, după ce soțul revoltat, deși mă țineți aici, unii mașina, că în mașina nu e mea și eu vreau să o văd în față, s-a pornit. Când au ajuns la drum, i-a luat telefoanele. Nu i-a dat telefoanele. După care, pe drum, aproape de parcarea din Rășcani, i-a dat telefonul. Soțul a început a suna. Bila m-a sunat pe mine să-mi spui unde e el. M-am dus la parcarea din Rășcani, unde era parcat autobusul, busul. Îl chem, îl întreb și s-a întâmplat. El îmi spune că eu m-am dus după lucruri unde. Colaboratorii de poliție au mers înainte, s-a întors înapoi, i-a pus loșit, l-a vrut cu deasă la Canarei, că l-a luat. Bun, și-a găsit alcoolemie și-a făcut dosar penal. El a ieșit că el n-a suflat, n-a vrut. Și-a făcut dosar penal pentru că a refuzat. Dar în geanta asta la mine au fost 10.000 jumătate de lei, care mi-a dat mama mea din vânzarea animalelor, dar eu sună la părinți și era un portofel lui este ea. Și când eu de la Rășcană, că eram stresată, eram enervată, eu n-am văzut. Am văzut geanta deschisă, n-am tras atenție. După care... Era mașină. Da, era mașină. Și deci spune întrebarea, deși polițiștii nu i-au dat lucrurile, nu i-au lăsat și lui, dar i le-au luat din mână. Ne-am adresat în seara și la unul... Deci problema e că eu făcut dosar penal nejustificat și că au dispărut banii din... Au dispărut banii. Din geantă. Ne-am adresat la 112, a două vin colaboratorii de poliție din Rășcani, cu mașina de la laboratorul criminalistic, unde eu îi lămuresc normal că eu nu am bani și să vin înapoi de la Rășcani. Unii îmi spun în cuvinte murdare, mine nu mă freacă, eu îmi fac lucru. Ne-am dus la Rășcani. Ne-am dus la parcare, unii era parcat în busul, o luat amprent și o făcut, eu nu știu. După care ne-am dus la inspectoratul de poliție din Rășcani, unde am fost audiat de Alexandru Guznac. În calitate de martor sau victimă, parte rătămată, că v-a dispărut banii sau ce? Nu, am fost audiată în parte tipa de victimă. Unii Guznac, da, unii Guznac îmi spune așa, tu vrei, m-a scuzat de expresie, eu vă spun cuvintele lui Guznac și vrei spre eșmență, n-ai spot, deoarece și avem noi tu n-ai, dar hai să te ajutăm, tipa și a început a psihica la mine a juca, că ies, când am permisul, ieșe, numai să retrag cele de... Plângere despre bani. Da. După care, am primit hotărârea de la doamna Livia Donos, ia cât o hotărârea, unde, uitați-vă și scrie, pot vă spun. Fiind audiat pe cazul Joi Guznac Alexandru Ion, a declarat că la data de a fost serviciu în calitate de... Hai să vedem la urmă și eu scris. Da. Mai scurt, a ieșit la urmă că s-a oprit. A refuzat pornirea urmărinii penale. Împotriva lui. Gata, nu e mai făcut dosar. Împotriva polițiștilor. Plângerea noastră despre bani. Da. Eu credeam că despre... A doua, vine de la comisar, a fost comisar din Rășcani, domnul Anatolie Reboi, că eu chipurile l-am amenințat pe Guznac Alexandru, uitați-vă. Tot polițist. Da, care m-a audiat, l-am amenințat. Spune întrebare, cu ce am tot eu să-l amenințat? Pe domnul polițist. Eu știu. Eu așa o tot... Că-i scrie plângere penală. Sau că îți vorbești la cameră. Eu nu știu. Spune întrebarea. Dar ei nu spun cum l-ai amenințat. Cu ce l-ai amenințat? Nu știu. Și ce-a făcut? Te-a amendat sau ce? Nu.
De ce? Cererea dumneavoastră va fi sistată despre cele... E altceva. El spune doar că l-a amenințat și refuză să examineze plângerea ma tale. Eu vă spun, eu nu știu ce-am scris aici, l-am amenințat și unul... Îi lasă, și acum cu ce ați rămas? Dosar penal împotriva soțului? Ah, cum să-și de închis? Pentru că a refuzat să sufle în alcool test? Da, curtea de apel din Bălț, poți vă spun și numele la judecată. Dar ce curtea de apel? Nu întâi prima instanță, de fond de la Rășcani? De la Rășcani a fost sentență de condamnă. Un an de uslovnă, cu limita de permis, unde curtea de apel din Bălț, vă spun și care a fost sentență. Deci un an condiționat cu suspendare, da, pentru că a refuzat suflet în alcool test. Infracțiuni penale, orice ok, bine. Și curtea de apel a menținut sentința sau chiar mai grav o dată? 3 ani și o lună, închis. Ok. Închis, uitați-vă... Și acum dosarul la Curtea Supremă l-ați trimis? La Curtea Supremă de Justiție și nu știu ce ați fi încă și acolo. Și are avocat de stat sau ați plătit un avocat? Nu am luat avocat, am înăinit avocat. Mm-hmm. Vă spun întrebarea. Doamna Ala Rotaru a fost președintele ședinței de judecată din Bălți, Dumitru Pleșca, Dumitru Pușcă, încerc scuză, și Stela Procopciuc. Trei judecători, colegiul, da. Procurorul a fost Valeriu Dubesaru, avocatul meu a fost Elena Vlad din Bălți. Mm-hmm. În genere, nu a fost, parcă nici nu a fost acolo. După câte am auzit eu alte vorbe, e parcă nici nu a asistat, orică o speriat, orică o amenințată, eu nu pot. Avocata nu v-a apărat eficient, da? Dar ați putut să vedeți dosarul, n-aveți acces, că nu sunteți parte în dosar, numai soțul poate să-l vadă, da? Da? Eu am luat prin tamana, am găsit-o pe doamna Vlas la curtea de apel, că m-am dus eu hotărârea să o aduc la domnul avocat din Chișinău. Era dumneavoastră, am luat și am adus-o la avocatul din Chișinău. Deci numai hotărârea aveți, dar dosarul nu știți ce conține, ce probe. Și el stă închis de cât timp? De data 5 mai. Anul ăsta? Da. Și fapta s-a întâmplat în 1 august anul trecut? 20. Oho. Deci băieța dumneavoastră, spune întrebare, de ce polițiști nu o pedepsiți, dar domnul soțul nu-i pedepsit? Spune întrebare. Așa au decis instanța, așa au decis procurorii. Pe și bază, ei n-au nimic, video polițiști, n-au nimic. Deodată spus la doamna Alina din Rășcani, închetătoare, că el a stopat la intrare în satul Druță. Un avocatul domnului Vanghelie îi spune, arătați-mi dovezi. După care dar cum îl cheamă pe soț, poate găsesc sentința? Gheorghe Grăteanu. Da. După care, caut pe internet să văd ce scrie în sentință. După care polițiștii iar le spune că el merge haotic prin satul Druță, cum e scris acolo, că l-a stopat. Domnul Vanghelier îi spune, arătați-mi dovezi. Mm-hmm. După care au fost chipurile și a treilea polițist cu dânsă. După care Vanghelier iar spune, aduceți-mi dovezi să vedem. Ei n-au nimic dovezi, nimic. Numai și eu filmat și le-au convenit lor că nu au vrut sufli. Clar, mulțumesc. Dumneavoastră cum vă numiți? Gheorghe Oleon. Mulțumesc, o să publicăm pe Curaj TV și o să urmăresc dosarul ăsta, să vedem ce o să zic Curtea Supremă. Sper să facă dreptate. Sperăm. Dar spune întrebare, deși băietul care s-a ușit, care l-a mușcat sub Bălț acolo, nu știu, de la Alexandrie, Elizavetul, deși pe așa la care l-a mușcat, i-a dat drumul Curtea de Apel. Spune întrebare, cât un polițist mai timp că a făcut asta, da? Pare-mi să, eu nu știu. Uh-huh. Cât bani s-a dorit la Curtea de Apel, el o să fie ieșit basma curat. Ei, na, cât nu trebuie bani? Să comparăm dosarele, fiecare sunt diferite, cazuri diferite, probe diferite și tot așa. Bine, dar la mine tot așa e cu așa trei polițiști. Eu nu-i pot pune la dubă. Gata, tergiveza, treacă termenul. Da. Prescripție și gata. Și ieșit parazit. Sănătate, numai bine. Filmulețele tăti sunt dosar. Și tergiveza e la telenești șede. Dosarul nu-l dă în judecată. Dar nu trebuie să examineze, nu trebuie să emite o ordonanță. Nu există termen rezonabil. Da, și atât. Eu de ce mă lupt? Nică, în țara asta e imposibil să pui un polițist la dubă. Să te judici cu primărie e imposibil. Cu statul e imposibil. Și ai cerut la procuratura generală sau cine? Superiorii procurorilor de la TLN. Peste tot e că trebuie să mă duc amuie după un răspuns, plângeri peste plângeri și nimic nu se rezolvă. De la generală? De la generală? Da. De la Consiliul Superior al Procurorilor. Mă chemați răspuns la plângeri. Ai scris plângeri împotriva procurorului de la Telenești? Da. Pe rușine.
Mihai, care primește bani de la autoritățile locale și aceștia sunt polițiști la comandă care erau, care au venit și m-au luat, m-au bătut, m-au răsit acolo și m-au dus la spitalul psihiatric. Jos, mate, jos, corupților, jos, mă, 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 jos, m